Bună seara tuturor! Încheiem o nouă săptămână împreună, nu înainte de a vă prezenta alte două subiecte astăzi. În prima parte vom sta de vorbă cu un reprezentant al lucrătorilor de la ambulanță, lucrători care au recurs ieri la protest, nemulțumiți de deficitul de personal și prevederile legii salarizării în sănătate. Iar în partea a doua a ediției de azi vom afla detalii despre Conferința Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, eveniment ce va avea loc săptămâna viitoare la Cluj-Napoca. Vom încerca să ajungem și în Piața Unirii printr-o transmisie în direct, loc în care azi debutează festivalul de toamnă al economiei germane, Herbstfest 2017. Așadar, acestea sunt temele zilei și începem cu un subiect de interes pentru noi toți. Mai exact, vom vorbi despre nemulțumirile angajaților serviciului de ambulanță, care ieri au trecut la protest. Vrem să aflăm mai multe despre nemulțumirile acestora. Alături de mine este domnul Rareș Ghilea, secretar general al Federației Naționale Sindicale Ambulanța din România. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Ați recurs și la această formă. Până acum mi-a spus că nu prea v-ați implicat în proteste. Ani de zile alții au protestat. Dumneavoastră ați încercat prin diverse căi să le explicați celor cu care trebuia să fiți într-o armonie perfectă. Da. Cum trebuie să funcționeze lucrurile pentru ca serviciul de ambulanță să se meargă mai departe și oamenii să fie mulțumiți. De data aceasta nu s-a putut. De data aceasta, într-adevăr, nu s-a putut începând cu 2014, să spunem așa. Când s-au primit ultimele ambulanțe, practic 2015, 37 de ambulanțe sunt infime la nivel național. S-au pierdut aproximativ 300 ambulanțe pe anumite bâlbâieli între ministere, între factori de decizie. Finanțarea a fost atunci. Vă dați seama, acum parcul auto este foarte învechit. Avem ambulanțe cu sute de mii de kilometri care sunt uzate, foarte uzate. Și ar trebui reînlocui parcul auto, deoarece când ai tras o ambulanță pe dreapta, 20 de pacienți vor suferi în 24 de ore. O ambulanță face medie 10 pacienți. Pe urmă, lipsa de personal, foarte acută. Suntem în procente, să zicem, 5-5%. Norma de personal, să spun așa, este calculată de Ministerul Sănătății. Deci, oarecum, dumneavoastră sunteți la jumătate din necesarul de angajați care ar face față. Dar este la nivel național acest lucru. Sunt câteva județe, dar nu mai mult de două, care au în jur de 65, să spunem. Stau mai bine ghilimelele de rigoare, spre 70, să zicem. Populația orașului a crescut. Numărul de solicitări din ce în ce urgențe mai mare. Și alte solicitări, pentru că nu doar urgențe. Ținând cont că spitalul județean este un mamut, dar este pavilionar și acolo se blochează ambulanțe câte 2-3 ore cu pacienți la interclinic. Și atunci am zis că tragem un semnal de alarmă. Este față de guvernanți. Noi suntem considerat un serviciu, un serviciu strategic care deservim populația și atunci veghem asupra sănătății populației, să zic așa. Ministerul Sănătății îi vine obligația, să spunem, ca și patron al nostru, să ne asigure o finanțare. Echipament, ambulanțe și personal. Ni s-au promis 500 de posturi tot din 2014. Odată n-au fost bani la finanțe, odată Ministerul Sănătății n-a făcut nu știu ce, cu toate că ei tot timpul au încercat să ne ajute. S-au găsit motive, să zic. Acele 500 de posturi la Cluj reveneau 32, care cât de cât ne-am fi descurcat. Noi lucram în program turnus, deci 4 ture, ca să vă zic așa. Erau 8 oameni pe tură, să zic, 4 asistenți, 4 ambulanțieri. Deci cum că 32 reușeam să acoperim, să zic, și spre Turda, sau foarte multe solicitări în ultimul timp, Turda, Câmpia, Turzii. Echipajele din Dej merg la întâlnire la echipajele din Bistrița să-i aducă la Cluj, deoarece ei n-au medic, nici noi nu avem la, dar totuși stăm bine la capitolul ăsta. Deci tot timpul până acum am reușit, mergeam în întâmpinare, dar a crescut timpul, am observat, ne-am autosesizat pe urgența de cod galben. Timpul ce de așteptare. Urgența de cod galben? Care e urgența aceea? Accidentul vascular, să spunem, care poate evolua într-un accident vascular hemoragic și se transformă în cod roșu. Există o colică biliară urâtă, care poate masca, să zicem, durerea în epigastru să meargă să fie un infarct. Come diabetice, când lumea se sperie, pacientul intră în comă. O colică renală, cine a avut își dă seama dacă așteaptă o oră ce dureroasă este. V-am dat câteva exemple. Fracturi, iarăși, care
trebuia să aștepte. Deci acestea sunt situațiile în care e foarte important să se ajungă în timp cât mai scurt la pacientul care a solicitat așa mi se pare normal. Serviciul de ambulanță. Deci, nu este bine ca pacientul să ne aștepte. Noi să așteptăm să sune el. Noi să fim în așteptare. Așa ni se spune. Așa suntem noi, serviciul în așteptare. Bun. V-ați autosesizat? Da, legat de acești timp, de intervenție. Sunt niște statistici care nu mint. S-au văzut timpii de la 10, 15, 20 de minute să ajungi și la o oră să aștepte pacientul. Deoarece ambulanțele sunt blocate în trafic, sunt blocate cu transporturi interclinice și se mai și defectează. Colegii mei sunt supuși unor riscuri foarte mari, sunt hipertensivi, concedii de boală, probleme la coloană, foarte mulți colegi au aceste probleme. Plus, nu dorim să ne pierdem personalul acum, prin noua lege a salarizării. S-a întâmplat în 2010, am pierdut 3.000 de posturi, 3.000 de oameni, prin pensionare, plecat în străinătate. Dacă această lege a salarizării nu îi plătește pe cei care lucrează în urgență, în condiții deosebit de periculoase, vor migra spre spitale, spre privat sau străinătate. Deoarece, sau vor ieși din sistem. Deci nu se-i convine să ia același salar cu un alt coleg de-al lui care, de exemplu, stă pe secție. Sau și lui și este probabil greu. Un program fix. Și lui este greu la colegul de pe secție. Mm-hmm. Dar noi, terapia intensivă, să vă zic, cei din UPU, care se urcă și pe smurt, CPU, plus sunt camere de gardă, ortopedie, chirurgie pediatrică. Acești oameni trebuie plătiți ca să stea acolo. Ei intră în contact cu pacientul. Pacientul așteaptă să fie rezolvat el prima dată. Nu sunt de vină pacienții, sunt mai grăbiți așa. Nu știu, în sistemul acesta e volumul de lucru mai mare? Păi 110.000 cazuri am făcut noi, deci la o populație de 700.000 aproximativ pe județ, vă dați seama, ne îndreptăm spre 20%, care e enorm, enorm. La 300 și ceva de angajați cât suntem noi, avem 68 de ambulanțe, să zic, nu știu, scade acum de transport, de urgență cad, deja și erau căzut două, adică s-au defectat două. Mecanicii noștri vin din timpul lor liber și le repară, fără să fie plătiți. Câte cazuri se pierd în momentul în care, cred că mi-a spus, dar să le mai amintim. Să nu le în momentul pierde, în care, ambulanța să spunem, tot ajunge la pacient. O ambulanță are o problemă și nu mai e activă în 24 de ore, spus, să spunem. O ambulanță face 10 solicitări. Deci o ambulanță poate să se deplaseze la 10 solicitări, da, le face, în cultură. Le face. Ar trebui să facă cam 4, să fie în așteptare. Noi nu avem pauză de masă, de exemplu. Suntem tot timpul pe teren. 4-5 cazuri. În acele 10 solicitări, vă dați seama că de multe ori face 200 și ceva de kilometri. Mergem în tot județul. Deci nu ne învârtim numai în jur. Mergem spre Panticeu. Când paramedicii au urgență mai gravă, zona Florești, Gilău, unde sunt Mociu, ne cheamă la întâlnire, mergem să-i ajutăm. Îi acordă primul ajutor, dar cel calificat îl acordăm noi. Mai departe preluăm pacientul. Nu ne-am plâns până acum, dar v-am spus, aceste statistici, cifre, cine este matematician, nu mint. Și timpii de reacție s-au mărit, nu din vina noastră. Prima deci dată dumneavoastră v-ați autosesizat. Da. Cei care lucrează la serviciul de ambulanță știe, a spus, oameni buni, avem o problemă cu timpii de deplasare. Noi suntem conștienți că nu putem să ne deplasăm în timp util. Oamenii probabil vă acuză tot pe dumneavoastră că nu ajungeți la... suntem obișnuiți și noi suntem oameni ca și ei și ne punem în situația lor. Nici mie nu mi-ar conveni să am o fractură și să aștept o oră și ceva să vină ambulanța. Sau să sune cineva sau în enumărate cazuri pentru a veni. Sunt pacienți în vârstă care, să zic, are un traumatism în baie, cade în baie, până ajungem să îl ridicăm. E cam neplăcut. Ne pare bine când s-au întâmplat în ultimul timp anumite situații grave, dar s-ar putea ajunge acolo și noi nu ne dorim. După aceea se întâmplă, vin comisii peste comisii și nu se rezolvă nimic până la urmă. Asta e sigur. Se sancționează una, două persoane, se dă la știri, a fost comisie, s-a făcut, e tot în regulă, am plecat cum am venit. Și îi suferă un angajat care sigur nu este numai vina lui. Și atunci am considerat să facem acest meeting de avertisment. Vă mulțumim că l-ați mediatizat. Care e urmare? Ați avut semnale după acest meeting de avertisment?
Urmarea noastră este că vom merge la București. Acum vedem că primăria București, când dă autorizația, când nu dă... Noi suntem oameni duri în serviciul de ambulanță, și femei, și bărbați, deci nu contează sexul, să vă zic așa. Nu oricine rezistă în serviciul de ambulanță să lucreze. Am avut colegi care au plecat. Nu este o muncă ușoară. Și Ministerul Sănătății știe acest lucru. Noi până acum n-am pornit pe acest drum, dar noi până nu ne rezolvăm problemele, și sunt sigur că o să ni le rezolvăm, nu ne oprim. Vom merge la București, vom face un mintic acolo și în mod normal nu noi ar trebui să mergem acolo, să vină guvernanții la noi. Că noi îi reprezentăm pe ei în teritoriu. Dar vom merge. Acum se pare că așa e modă. Mergem și noi la București, o să pichetăm, o să înaintăm din nou nemulțumirile care în data de 4 septembrie au fost înaintate oficial primului ministru, ministrului muncii și ministrului sănătății. Le vom mai înainta o dată. Dar cred că nimeni nu se joacă cu sănătatea populației. Nici noi nu ne permitem acest lucru. Noi suntem urgența prespitalicească. Deci cum ne deplasăm noi spre intervenție și cum pacientul ajunge, cât de repede și cât de prompt, să zicem, la Institutul Inimii aici în Cluj, așa de bine pot să intervină și ei să nu-i fie afectat cordul într-un infarct. Deci noi trebuie să ne deplasăm urgent, să fim destui ca să ne putem deplasa, trebuie să fim odihniți, trebuie să nu ne gândim că nu avem bani să ne plătim facturile, sau să punem un sandwich la copil. Să interveniți la prompt școală, și corect. Noi când suntem la servici, trebuie să fim cu mintea limpede, numai la pacient să ne gândim. Nu trebuie să avem alte gânduri. Și trebuie să fim plătiți corespunzător. V-am spus ce s-a întâmplat în 2010, ne-a luat 5-6 ani să formăm alții, atâta ea la un ambulanțier care este șofer, care spune lumea șofer, dar el are o pregătire superioară, el știe să folosească aparatura, știe să ne ajute la abortul venos, știe să facă un masaj profesional. Deci are și pregătire de intervenție. Are sute de ore pe an de pregătire, le are din timpul lui liber. Nu oricine se poate urca pe acea mașină de urgență. Vă garantez că orice ambulanțier, șofer, poate lucra în orice firmă, dacă... Dar nu orice șofer poate să lucreze la noi. Și să reziste stresului. Să reziste, este un stres infernal pentru ei în trafic, pentru asistenți, din nou, medici sunt trei pe tură, ca să vă spun așa, echipaje de terapie. Ați avut semnale din partea angajaților la ambulanță în urma vehiculării acestei noi legi a salarizării în sănătate, cum că și-ar dori să plece din sistem în cazul în care se merge înainte și... Deci nu punem în discuție așa ceva, să... Noi suntem foarte hotărâți acum. Deci niciun guvernant nu își poate permite să piardă personal calificat, care după terminarea școlii ia 5-6 ani. S-a văzut ce s-a întâmplat în 2010. Până am reușit să-i formăm din nou, s-au întâmplat incidente datorită gradului de pregătire profesională. Școala nu învață așa ceva. Am ajuns să ne bazăm pe voluntari, care ne ajută și le mulțumim. Sunt copii tineri care vin, se supun riscurilor ca și noi la accidente, dar au început să îndrăgească acest lucru și ne pare foarte rău când termină școala, că nu se pot angaja la noi, datorită că cineva poate n-are un pic, o să îl dăm noi să deblocheze acele posturi, care pe țară, vă dați seama, sunt 500. Noi suntem 10.620, cam așa, de angajați deci pe toată țara, iar suntem. În Cluj și, ar fi cam 32, vă spuneți dumneavoastră, că ar fi cât de cât ar acoperi necesar. Ar fi 10 posturi pe toată țara, dar la noi este deficitul cu mult mai mare, de-aia ne reveneau. Deci s-au împărțit posturi, era ultima față, nu știm unde s-a blocat. Noi deja, șefa de personal făcea documentația să scoatem posturile la concurs, chiar ne puneam problema că nu o să reușim să acoperim, nu o să vină lumea la noi. De am luptat să fim plătiți corespunzător, să-i atragem pe cei buni. V-am spus, nu oricine poate să vină. Am avut asistenți, șoferi, care când a văzut sânge, mai vomează omul, mai bea, mai sare la bătaie, că asta este, trebuie să fii și bun psiholog. A lăsat mașina acolo, s-a dus și el și-a dat demisia. A zis că nu mai e. Și noi atunci facem o pregătire cu ei, înainte trebuie să vină la noi ca și voluntari să vadă în ce anume intră, în ce sistem intră.
câteva luni, e obligat, adică recomandăm, nu-l poți obliga, dar e bine să vină să facă voluntariatul la noi. Să vadă exact despre ce e vorba. Că una este la televizor ce vezi și alta e realitatea. Noi lucrăm, noi ne adresăm numai oamenilor necăjiți, foarte multe persoane în vârstă, care datorită nivelului de trai nu mai pot să-și ia medicamentele pe 3 luni. Suntem singurii care le batem la ușă. Foarte multe persoane singure, gen Gheorghen, cartierul Gheorghen și acolo. Și noi suntem speranța lor, să zic așa. Dacă dispărăm, să zic așa, și nu cred că vom ajunge în această situație. Și vă repet, ca să ne menținem, personalul trebuie să fie plătit. Ce se vă poate întâmpla? Dacă eu am salariu, să zic, ca și un asistent de la medicul de familie, știu că și el lucrează, eu nu voi mai sta să îngheț de frig când rămânem înzăpeziți și până punem lanțurile și nu găsești un tractor să te remorcheze și alte și mai când, că mă voi duce și eu și voi sta în acel cabinet. De câtă vreme lucrați dumneavoastră la serviciu de ambulanță? În sistem din 93, din 98, luna noiembrie, 1 noiembrie. Vă amintiți vreun caz greu la care ați intervenit tocmai așa legat de dificultatea acestui sector de activitate? Un asistent cu experiență foarte mare, îmi pare rău că a decedat, Ioni Feher îl cheamă, mi-a spus: Rareș, aici nu vei întâlni un caz, o colică renală să doară la fel. Ce înseamnă asta? Un caz nu seamănă cu altul. Trebuie să fii foarte bine pregătit clinic, când ai intrat în casă, să-ți dai seama că acel pacient are o stare gravă până începi să folosești aparatura. Cine te ajută? Ambulanțierul. El îți pune aparatura pe pacient și tu intervii medicamentos. De aceea nu putem unul fără altul. Și bineînțeles, chemăm echipaje cu medic când suntem depășiți de o anumită latură. Dar un asistent, de exemplu, intubează, ventilează până vine echipajul cu medic. Avem o pregătire superioară. În 2010 au venit firme, vă și spun, din Germania, Belgia și Anglia, de urgență, nu că mine de bătrân și din astea, și ne-au luat. Când a venit din Anglia 3500 de lire sterline pe loc, a plecat și a rămas cu buza în frotă. Au recrutat oameni care erau pregătiți în domeniu? Noi am avut o pierdere de 42% atunci și vă dați seama, ne-a luat 6 ani. Acum e ciclic, același lucru se întâmplă. Eu să fiu în locul managerului, îți vine să te iei, să te duci. Că toate să spargă în capul lui până la urmă și a directorului medical, orice se întâmplă. Până reușesc să-ți formez înapoi personalul și vă repet asta, că am văzut colegi din presă de dumneavoastră că iară le trebuie. Trebuie să-l plătești pe un ca să-l ții. Ei, dacă nu pleacă, nu mergem la cămine de bătrâni din urgență. Și UPA a pierdut foarte mulți asistenți și medici. A venit englezul, i-a pus salariul, îi dă condiții, poate să-și ducă familia, nu mai e vorba de Brexit. Ei ne consideră super calificați. Nu mai trebuie să investească. Cu experiență. Noi facem o pregătire continuă, să rămână, mii de ore facem de pregătire ca să ajungem la acest nivel. Nimeni nu crește învățat. Și atunci ei cu atât mai bine se bucură în momentul în care cei care au lucrat în sistemul acesta în România se duc. Românul care își plătește taxele și din asta nu mai are cine să intervină. Profesional vorbesc. Bun. Ne întrerupem o secundă pentru că astăzi începe un mare eveniment aici la Cluj-Napoca, Festivalul de Toamnă al Economiei Germane Herbstfest 2017. Pornește în centrul orașului, în Piața Unirii. Colegul nostru Ionel Respuc, reporter al telejurnalului, e acolo pregătit. Să vedem ce se întâmplă în Piața Unirii. A început acest eveniment? A început. Bună seara, Braluca. Suntem în Piața Unirii, unde într-adevăr a început festivalul de toamnă al economiei germane, Herbstfest. Este un frate, să-i spunem, mai mic deocamdată, al Oktoberfestului de la München. Este un eveniment extrem de important, la care nu se vorbește doar despre bere, să fie clar, se vorbește și despre altceva, despre cultură, se face networking, se vorbește despre economie, sunt multe lucruri de vorbit despre ce se întâmplă acum în Cluj. Vom vorbi foarte scurt despre acest eveniment care cuprinde Clujul de astăzi până duminică cu Anca Dinu, care este PR al evenimentului, apoi rămânem câteva minute cu domnul Emil Hurezeanu, excelența sa, domnul Emil Hurezeanu, ambasadorul României în Germania, curăm să-l avem alături de noi. Începem însă cu Anca Dinu. Anca, spune-mi, te rog frumos, câteva cuvinte despre ce înseamnă Herbstfest 2017, ediția 6 a festivalului.
Ce înseamnă? Înseamnă economie germană, împletită, bineînțeles, cum ai spus și tu, cu distracție, însă prin asta ne diferențiem de alte festivaluri de acest tip, prin faptul că noi punem accentul și pe partea culturală, economică, diplomatică, universitară, dovadă dezbaterile pe care le organizăm. Una a avut loc chiar astăzi la Aula Magna UBB, cu invitați de seamă, dintre care unul îl aveți acum la cadru, și înseamnă, bineînțeles, și partea de entertainment, important de știut că vom avea bere, ca de obicei, numai nemțească, și produse alimentare aduse special din Germania sau gătite aici de bucătari nemți. Ne vom distra nemțește, dar vom povesti și despre lucruri, să zic, serioase, despre economia germană și felul în care este ea implicată în viața Clujului prin firmele germane, membre ale Clubului German, organizator al festivalului. Da, mulțumesc, Anca. Dacă vorbim despre bere, trebuie să spunem că tocmai în timp ce vorbim noi, primarul Emil Boc a dat cep butoiului de bere, bere germană adusă special pentru acest eveniment. Însă discutăm acum și altceva, în sensul în care alături de mine se află Excelența sa, Emil Hurezeanu, care este ambasadorul României în Germania. Vă salut și vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la noi la cadru. Spuneți-mi, vă rog, mai întâi, ce vă leagă pe dumneavoastră de Cluj? Poate puțină lume știe că dumneavoastră ați făcut facultatea aici și aveți o conexiune veche cu Cluj-Napoca. Da, sigur, cu multe decenii în urmă am fost student la Cluj și de atunci revin ciclic, deal-vale, pe axa Sibiu-Alba Iulia-Cluj, de fiecare dată când am nevoie de, să zic așa, de comparații, de reflexii care să mă ajute în existența mea. Sunt legat nu doar prin cei 4 ani de facultate la Babeș-Bolyai, sunt legat și printr-o întreagă, să spun, formație umană, existențială. Ați spus pe scenă că dumneavoastră sunteți ultimul sosit din Germania, în sensul în care avionul dumneavoastră a aterizat în jurul orei 14, exact, la Cluj. Vreau să vă întreb cum se vede Transilvania, cum se vede România, cum se vede Clujul până la urmă de acolo din Germania? Clujul este unul dintre cele mai prezente pe radarul german, orașe, localități românești. Sibiul, sigur, e capitala istorică a sașilor transilvaneni. Timișoara e o platformă de Mitelo Europa, de Europa Centrală, care au locuit șvabi, sârbi, evrei și așa mai departe. Dar Clujul, în ultimii ani, s-a profilat tot mai mult ca unul dintre cele mai atrăgătoare orașe prin Marea Universitate, în topul celor mai bune universități, sute, dar totuși cele mai bune din lume, prin multiculturalitatea sa naturală, interculturalitatea sa, atâtea culturi, atâtea confesiuni, atâtea religii, o experiență istorică care este eminamente europeană, a unui sentiment comun, cum spun germanii, sentimentul de a fi noi înșine, și care creează la Cluj și la Cluj, dar nu în așa multe locuri din România, o platformă perfectă europeană. Și dacă România n-ar fi fost membru în Uniunea Europeană, Clujul ar fi rămas o veche metropolă europeană și este. Așa este una nouă. Interlocutorii germani care ne întâlnesc cu intențiile lor de investiții știu de Cluj, vin la Cluj. De altfel, dumneavoastră aveți aici avamposturi de tehnologie foarte avansată și când e vorba de Bosch, când e vorba de centrul de engineering al firmei Porsche, și capitala startup-urilor. Deci sunt toate datele, toate ingredientele ca orașul dumneavoastră, și încerc să cred și al meu, al nostru, să aibă o pondere din ce în ce mai mare în relațiile economice bilaterale. Sigur, știu că vă grăbiți și nici în timpul nostru nu este foarte lung, dar aș vrea să vă întreb foarte pe scurt despre o declarație foarte recentă a doamnei Angela Merkel, care vorbește despre Europa. Știu că sunteți un foarte important analist, ați vorbit la televiziune ani de-a rândul despre ce se întâmplă în geopolitică. Doamna Angela Merkel spunea: Europa pe care o cunoaștem este prea slabă, prea lentă, prea ineficientă, dar numai Europa ne poate oferi capacitatea de acțiune în lume în fața marilor provocări contemporane. Am citat ca să nu greșesc. Dar cred că asta este și șansa noastră. Suntem o țară la marginea Uniunii Europene, la marginea geografică, dar complet angajată în proiectul central și de recentrare în ce privește Uniunea Europeană, susținut de Merkel și Macron, îndeosebi încărcați și la Paris și la Berlin de rezultatul ultimilor alegeri,
adică mai exact de perspectiva de 4-5 ani pe care o mai au în exercițiul funcției. Da, Europa este șansa noastră, dincolo de europenitatea noastră naturală, istorică. Europa înseamnă rigoare, înseamnă dezvoltare, înseamnă stat de drept și înseamnă mulțumirea majorității populației, o stare de bine și de mulțumire a oamenilor. Poate cu unele stă mai bine decât cu altele, dar dacă vom rămâne în Europa și Europa va avea resurse să se regenereze, vom ajunge să fim și foarte mulțumiți. Excelența voastră, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la microfonul TVR Cluj și sper să mai reveniți. Raluca, noi ne întoarcem la voi acolo în studio și vreau să folosesc acest moment ca să invit pe clujeni să vină la Herbstfest. Berea este foarte bună, este rece și e din Germania, mâncarea este de asemenea din Germania și mai sunt multe alte evenimente care merită interesul clujenilor. Ionel, îți mulțumim. Petreceri frumoase celor care au ajuns deja în Piața Unirii la sărbătoarea româno-germană care are loc zilele acestea la Cluj-Napoca. Dacă nu ați ajuns încă, mai aveți timp. Zilele următoare vor fi prezenți cei care vă propun să degustați bunătăți germane și nu numai, iată, vor fi și discuții serioase legate de economie, de societate, care au legătură cu buna noastră colaborare între România și Germania. Aveți și echipaje la acest eveniment? Știu că pe lângă celelalte activități de care spuneați că sunteți prezenți peste tot, și la astfel de activități aveți echipaje. Da, da. În limita posibilităților avem de obicei și echipaj aici, cât se poate. În primul rând este populația care este la domiciliu. Sunt anumite ambulanțe private. Sunteți în activitate, indiferent că sunteți mulțumiți sau nemulțumiți, încercați să mergeți mai departe cu activitatea dumneavoastră și să deserviți populația, cei care de altfel au nevoie de dumneavoastră în fiecare minut. Mult succes în continuare, vă urmărim, suntem alături de dumneavoastră și sperăm că toate problemele acestea se vor rezolva. Sper să nu ne mai întâlnim în asemenea situație. Să discutăm alte lucruri și guvernanții noștri se vor trezi în ceasul al 12-lea. Mergem mai departe, început spectaculos de stagiune la Opera Națională din Cluj-Napoca, concertul extraordinar Omul înarmat, o misa pentru pace, va fi prezentat în prima audiție națională absolută publicului clujan. Din distribuția spectacolului face parte și un cor din Marea Britanie. Urmărim un material și revenim cu următorul invitat. Omul înarmat, o misă pentru pace, este o apariție inedită în peisajul liric național. Compus în 2000 de Carl Jenkins, celebrul compozitor contemporan galez, lucrarea are acorduri unice care invită auditoriul la pace, compasiune, acceptare și unitate globală. The Armed Man pentru mine a fost un vis. Iată că sunt 10 ani de când eram student în Anglia și acolo am intrat în contact cu această lucrare. Chiar l-am cunoscut și pe Carl Jenkins și pe acești oameni noi din Cork, Cardiff, care se vor alătura nouă în acest proiect la Cluj. Artiștii Operei Naționale din Cluj au primit cu bucurie rolurile. Dacă până acum erau obișnuiți să apară în spectacole clasice, compoziția contemporană a fost una provocatoare. Cele 13 părți ale misei debutează cu binecunoscuta tema cântecului francez medieval laic, Omul înarmat. Mă bucură foarte mult că se face această lucrare, mai ales că vine această temă, ceea ce se întâmplă la nivel mondial, este o misă pentru pace și probabil că ar trebui să milităm mai mult pentru aceste lucruri. Este o misă inclusivă. Ea are părți din misa catolică, dar are părți din chemarea la rugăciune, din credința islamică, are părți din credințe indiene, are se cântă în franceză, în engleză, în latină. Premiera va avea loc duminică la ora 18:30. Stagiunea 2017-2018 aduce totodată vestea înființării clubului Pro Opera Transilvană, care vine în sprijinul acțiunilor culturale de interes local. Săptămâna viitoare va debuta la Cluj-Napoca Conferința Națională a Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România, eveniment care reunește și invitați de peste hotare. Detalii aflăm de la directorul Bibliotecii Județene Octavian Goga, Cluj, doamna Sorina Stanca. Bună seara, bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit! Și oarecum faceți așa, ați adus la nivel de tradiție în fiecare an să dați posibilitatea bibliotecarilor din bibliotecile României să se întâlnească aici, la Cluj, și să-și prezinte fiecare viziunea și problemele cu care se mai întâlnesc în administrarea și organizarea acestor instituții. Nu se întâmplă numai la Cluj. Noi am organizat acum 20 de ani conferința. În fiecare toamnă ne întâlnim în locuri diferite. Totdeauna ne gândim să mergem acolo unde biblioteca are ofertă specială, locuri de unde avem de învățat cu toții. Anul acesta am ales să se întâmple la Cluj, fiindcă eu de toamna trecută sunt și președinta asociației la nivel național. Și cu ocazia aceasta am vrut să le arăt colegilor ce bibliotecă frumoasă avem noi la Cluj, filiala nou deschisă în cartierul Zorilor, cu spațiile exact ambientate la nivel european, și să avem un schimb de experiență cu mulți parteneri pe care eu am avut ocazia să-i cunosc în cei 21 de ani de profesie. Vin directoarea bibliotecii din Varna, o bibliotecă care acum a câștigat un proiect de construcția unui nou sediu, iar arhitectul va fi același care a construit biblioteca publică din Amsterdam. Așadar, va fi un profesionist care a făcut proiecte valoroase și adaptate secolului 21. Va fi un schimb de idei de asemenea cu colegii din Republica Moldova, colegi ce beneficiază încă de finanțarea Fundației Gates prin programul Biblioteci Globale. Vor veni cu o experiență foarte interesantă a unui proiect care se numește Ne vedem la bibliotecă. Se întâmplă lucruri și în domeniul acesta. S-a racordat oarecum evenimentul dumneavoastră și cu un festival internațional de carte, cu care aș zice eu că e o conexiune serioasă, adică tot despre cărți vorbim, tot despre edituri, tot despre cititori. Da, am făcut o înțelegere cu organizatorii Festivalului Internațional de Carte Transilvania să demarăm cele două activități împreună, să oferim colegilor șansa de a se întâlni cu editori și publicații, cu evenimente, de a vedea modele de alt fel de lansări de carte și de a lua cunoștință cu noile apariții editoriale, lucru care este absolut vital pentru un bibliotecar. Omul vine la bibliotecă mai ales să citească noile apariții. Iar dacă tu nu poți să-i oferi aceste noi apariții, oarecum le-ai șansa pierdut să se întoarcă va fi mai mică, e adevărat. Ați surprins exact esența. Și ideea este tocmai aceasta, a întâlnirii cărții în toate aspectele sale, cu autorul, de la cel care naște cartea, cu cel care o produce, cel care o distribuie, și noi bibliotecarii, care trebuie să-i facem pe oameni să citească mai mult. De ce vă spun lucrul acesta? Ediția trecută a fost prezent organizatorul, cel care organizează acest Festival Internațional de Carte, și spunea că într-adevăr există situații în care sunt biblioteci în localitățile mai mici, unde nu se întâmplă festivaluri de genul acesta, nu au posibilitatea cei de la bibliotecă să aibă conexiuni cu editorii, cu editurile, cu cei care scriu cărți, practic, cu scriitorii și autorii unor cărți. Și atunci, iată, venind la dumneavoastră, i-ați invitat cu ocazia acestei conferințe, dar îi mai duceți și la un festival internațional de carte, tocmai pentru a-și face niște conexiuni pe cei care, spuneam eu, sunt din localitățile mai mici și poate nu au parte de festivaluri din acestea de anvergură legate de carte. Aveți și un program interesant pe care îl propuneți celor care participă? Da, avem, pe lângă acești invitați de care am vorbit din străinătate, cu exemple foarte bune pentru partea aceasta de Europa de Est, avem colegi foarte buni pe proiecte europene și pe scrierea de proiecte europene, atragerea de fonduri europene. Toată lumea vorbește că România e într-un deficit de a atrage fonduri europene. Că există fonduri disponibile. Și că există fonduri disponibile, chiar dacă nu expre pentru biblioteci, există totuși linii de finanțare care pot fi accesate, și aceste exemple vor fi în prim planul conferinței noastre. Pentru că vorbim de creativitate, e unul din motoul din tema conferinței, unul din cuvintele cheie.
Vorbim apoi despre inițiativă, vorbim despre leadership. E foarte important ca lumea să realizeze că lucrurile se desfășoară în bibliotecă cu totul altfel decât cum am fost noi obișnuiți. Cei care au imaginea aceasta a bibliotecii de spațiu în care te duci și împrumuți cărți. Și în care sunt depozitate și doar niște cărți, exact, pe care te duci și tu. Și bibliotecarul este o persoană ursuză cu eventual și cu o pereche de ochelari pe nas care îți arată semnul tăcerii prin ridicarea degetului arătător peste gură. Nu este adevărat. Biblioteca s-a schimbat radical și biblioteca în țările dezvoltate și unde înseamnă ceva pentru comunitate, ea este o ancoră a comunității. Este spațiul unde comunitatea se întâlnește, dezbate idei, pune lucruri valoroase în comun. Ceea ce am început să facem și noi la Cluj, au început foarte multe biblioteci județene din România și nu numai județene să facă. Să adune comunitatea, oamenii valoroși din comunitate, să-i promoveze și să facă lucruri de folos pentru cei din comunitate, pentru copii, pentru tineri, pentru vârstnici, pentru adultul ocupat. Avem o prezentare inedită a unei americance care a realizat un program Citim împreună România și care se derulează cu foarte mult succes și în biblioteci, și în școli, și în alte spații neconvenționale. Brandy Bates va fi și ea oaspetele nostru și va conduce un atelier. Îi propune un program colegilor bibliotecari, noi la Cluj l-am demarat, se numește Cu bebe la bibliotecă. Este vorba de un program prin care să încurajăm părinții și bunicii, de ce nu, să le citească celor mici, pentru că gustul lecturii, spunem noi, face parte din acel bagaj al celor 7 ani de acasă. Dacă ai acest bagaj cât mai bogat și cât mai divers, vei ajunge un om responsabil mai târziu. Ai un start bun. Și ai un start bun, corect. Bun. Am văzut că puneți în discuție și anumite lucruri care sunt reale și fac parte din viața noastră de zi cu zi, cum ar fi părinți reali pentru copii digitali. Da. E o realitate. Părinții, poate generațiile mai vechi, nu sunt atât de bine racordate la ceea ce se întâmplă astăzi, în timp ce noua generație e extrem de bine conectată. Și atunci apare așa oarecum o discrepanță, un lucru care e bine de a fi urmărit și a fi dezbătut. Da. E un proiect derulat în România de această asociație Active Watch. Noi le propunem colegilor, de fapt, multiplicarea acelei experiențe, să învățăm unii de la ceilalți și de la acest domn în special, ce am putea să facem pentru părinții care sunt, să zicem, analfabeți digital, deși e o expresie prea pretențioasă, sunt depășiți de copiii lor în accesarea tehnologiei, în utilizarea ei și responsabilitatea e tot a părintelui. Chiar dacă tu nu știi să folosești un telefon... Un device din acesta modern, racordat la internet. Da, mai ales conectat la internet, pentru că aici apar pericolele, de fapt. Și societatea care pune în fața copiilor tot felul de lucruri și de noutăți cu o viteză uimitoare se întâmplă schimbările acestea, trebuie să-i punem puțin pe părinți în gardă și să atenționăm că la bibliotecă pot să găsească în bibliotecar un sprijin să-i consilieze cum să se comporte cu copiilor, să le spună că este nociv să lași copilul singur să navigheze cine știe pe unde, trebuie copilul supravegheat și că nu e nimic de speriat aici, ce trebuie să faci. Sunt niște pași pe care noi o să-i învățăm și o să-i punem în aplicare în programe viitoare pentru părinți. Bun, real. Iată că și aceasta este o problematică pe care o veți atinge în cadrul conferinței. Da. Pregătiți oarecum bibliotecarii să vină în întâmpinarea nevoilor celor mai în vârstă, să le spunem așa, mai puțin digitalizați, pentru a-și regla oarecum relația cu cei mici care sunt foarte racordați. Trebuie să recunoaștem, asta e realitatea, sunt foarte racordați la ce înseamnă tehnologie modernă și internet. Code Kids, de la coderii micilor sate la programatorii marelor orașe. Altă temă de dezbatere. Da, e o temă foarte interesantă pe care o vom discuta. Partea aceasta de coding interesează generația tânără și chiar dacă pentru unii dintre noi, pentru adulți, e ceva
de domeniul SF-ului. Pentru copii este ceva foarte interesant și proiectul s-a adresat în primul rând comunităților mai sărace, defavorizate, și acolo au mers voluntarii și i-au învățat pe copii cum să facă coding. Și acolo există resurse de inteligență foarte mari care și trebuie doar descoperite și dezvoltate. Și încurajate și, bineînțeles că lucrurile și proiectul va continua, pentru că există foarte multe astfel de comunități și de aceea a fost și inspirată alegerea titlului. Ei sunt viitorii programatori ai orașelor noastre. Fără tehnologie nimeni nu-și mai poate imagina viitorul societății. Suntem conștienți că nu mai putem să stagnăm, trebuie să mergem înainte așa, în același pas cu tehnologia, da. Motiv pentru care, iată, și în astfel de cu ocazia acestor întâlniri, puneți în dezbatere și aceste noi provocări, să le spunem așa. 2-4 octombrie va fi perioada în care vă întâlniți cu ceilalți bibliotecari din România. Și cu cartea. Și cu cartea și cu festivalul și cu autorii, internațional. Și cu de carte. Tot ce se poate în orașul Cluj. Le propunem o ședere frumoasă și, așa cum am scris și în invitație, așteptăm, pentru că e o toamnă nebun de frumoasă la Cluj, așa cum spune poetul. Doamna Stanca, noi vă mulțumim că ați fost alături de noi astăzi. Și eu vă mulțumesc din suflet. Să ne mai întâlnim și cu alte ocazii. Pot un anunț scurt? Vă rog. Pentru mâine seară, Nocturna Bibliotecilor, un eveniment lansat de Asociația Națională, care se desfășoară în majoritatea bibliotecilor publice din România. O noapte la bibliotecă, un program de atragere către carte și lectură a tuturor vârstelor. Există și un program? Mâine seară, da. Este și pe pagina web a noastră și pe Facebook. Am făcut și un filmuleț ca să le arătăm oamenilor că merită să vină, fiindcă anul trecut a fost frumos. Și au fost aproape 1500 de participanți la aceste evenimente. La ora 6 începem cu Teatru Puc, Capra cu trei iezi. La ora 20 va fi un concert de muzică folk și alte surprize pe care le puteți găsi pe internet, că tot vorbeam noi de cât de important e să fim racordați la internet. Mulțumesc! Să ne vedem cu mine și cu alte ocazii. Doamnelor, domnilor, încheiem aici ediția de azi și această săptămână. Să aveți un weekend liniștit!